Maria Tănase era în colaborare cu domnul Rucăreanu și Nu, cu directorul, cu directorul al directorul, cu Marea, domnul, cum îi spunea? Manu, Manu Eden. până să se ajungă la doamna Maria Tănase, s-a auzise că vine să colaboreze Maria Tănase aici. Toți băieții, cum a nu, fost întâlnirea? Nu, ea venea cu băiatul ăla cu chitara care trăia aveau... deja cu el. Dar ea cânta la București, normal. Da, 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 da. Venea colaborare aici. Da, aici, da, sigur că da. Și îmi făcea, pleca un turneu, cum spuneau atunci, plecau cel puțin pentru 3 luni. Da, 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 da. Da, și plecau păi la Băieleș, păi la... Toată zona. La ăștia, da, sigur că da. Orășel cu orășel, sat cu exact, sat. Exact, cu... Da, da. Deci s-a auzit că vine Maria Tănase. Da. Erați acolo cu chitara. Eram acolo, da. Băia simplu. Și cântam cu un băiat, că a venit un la mine. Bă, ce niște? Să nepotul lui Cecea, cu chitara. Și a rămas și el așa. Păi, de când cânt? Păi, zic că vreo 8 luni. Zic. Ei cântau pe note. Ce unde note? Da. Da, 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 da. Și actorii noștri făcea între ei și ser de deșa dansat. Petreceri, petreceri, da, petreceri, da, 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 da. Între ei făceau acolo. Maestre, a venit Maria, doamna Maria Tănase cu chitaristul... Da, cu chitaristul ei. Da. Da. Nu mai... Și în fond când m-a auzit că am... Dar să facem ca paranteză, să le spunem celor ce ne urmăresc. Chitaristul nu era un chitarist ce putea acompania neapărat muzică ușoară, cânta, popular, cânta muzică ușoară. Da, ușoară, da. Îi mai știți numele? Nu, nu, nu mai știu. Nu mai, nu, niciodată n-am știut. Tu cu ce cânti, mă? Cum v-a zis? Maria Tănase mi-a zis. Da, mă, da, mă, da, da. Mă, ce cu tine descurs? Păi ce să fie? N-am... Păi, ce tu... Când m-a auzit că îl acompanez pe ăla cu vioara, da, pe da, la da, Borechi, da, așa, îi zice ăla, mă, tu cântă pe cântăricile tale. Dumă căluțului, dumă ăla de... Ce să cântă o perioadă? Chitaristul ei a spus treaba asta. Chitaristul ei, bă, da. Tu vezi de treaba cântă ta. Cântă ta, bușoara ta. Programul tău. Da, și eu cânt cu mine. Când am văzut mamă lui Deianu, s-a dus și mi-a luat tenis, că de asta vă spun. Și când am văzut îmbrăcat cu ei, cu tenis, mă, pe țară, n-am o altă acum. Păi ce cânt cu mine, ce joși fotbal aici. Așa a spus. Așa mi-a zis, da. Era repezită la vorba, da, la... Nu, da, nu mai... Era, și plângea de multe ori. Aha. Și cum am... M-a întrebat cum a murit mama, cum... Ce să spun că eu... N-am și o blână. Ce să spun? Că nu știam nimic. Deci, până la urmă... Da, nu... A aflat povestea dumneavoastră. Da, și... sigur că da. Și a pus bani și ea și domnul director. Și s-a dus și mi-a dat stofa care i-a plăcut lui. Cam în stilul ăsta, că de atunci a purtat așa ceva. Aha. Când am văzut. Deci v-a luat stofa, da, direct la croitor, la măsuri. La croitorii lor, da, sigur, la măsuri. Să nu vă prind că cereți un ban, că cine știe ce facă voi. Zburați de aici. V-ați trezit în costum de mare finețe pentru anii ăia? Vai de mine. Dar cu tenis. Da. Ce v-ați spus cu tenis? Da, nu, pantofi. Pantofi? Da, m-a văzut în picioare goale și a dus singur și a luat și... Asta este. Și n-am să iei toată viața mea acești oameni care mi-au dat pâine să mănânc. Maestre, că a stat și o urmăreați ca un copil și ca un iubitor al ei. Ce să mișcă? Cum să mișcau oamenii? Cum să mișca atmosfera? Vremea? Ce vreți când trecea Maria Tănase? Chiar a fost un stâlp? Vă rog să mă credeți că indiferent cine trecea și o saluta și nu știu ce, din bună ziua și de dădea să rămână aia. Vă rog să mă credeți. Ea dădea să rămână. Pe dacă sunt mai în vârstă. Să cu să rămână. Da, da, da. Nu lăsa pe nimic. Când vedea pe cerșături ceva, nu îi lăsa pe nimic de dădea. Ba, ban, ba. Ceva. Da, da. Deci nu putea să urce mașină sau în cabină sau ceva fără să-i dea lui ultimul om ceva. Dar... Nu se poate, nu se poate. Așa era. Mare sufletistă. În realitate, era frumoasă, maestru, o femeie frumoasă. Foarte frumoasă.
Nu frumoasă, foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Deci le avea pe toate, cum să spun. Da, cum bine. Și acum să facă o paranteză, nu cu dumneavoastră, că dumneavoastră, cum s-ar spune, v-am fiat aici. Băi, ăsta e copilul meu și gata. Chiar așa îmi zicea. Dar era când se supăra cu lăutarii, era rea? Spune așa, bă, băi, dacă e nevoie, mai stăm, hai să mai stăm puțin, un sfert de oră, un număr de ore, mergem, mai bem un suc, ceva, ce suc pe vremea... Un cafea, era, o, da. Da, exact, ceva. Mai mult cafea. Și ce aiuri, bea multe. Bea ce aiuri. Da, da. Asta a fost, bine, ca paranteză, a fost atunci în cam tot turneul cu ea, cu chitara. Sigur că da, nu prima dată, acum am stat mult cu ea acolo, să se făcea, m-am îndeamnă, când vedea că nu le iese lor. Planul sau planul, ceva, da. Ne lua pe noi și hai veniți că avem spectacole și nu știu ce și sigur că da. E adevărată povestea asta frumoasă că cine stătea la masă cu Maria Tanase nu pleca și nebăut și nemâncat și ea plătea? Așa este, așa este. Dar pe mine nu știa ce să mai îmi facă. Manu Nedeanu pe partea ea, pe partea Dumnezeu să ierte. Pe amândoi, pe amândoi au murit. Mai este... am vorbit despre Marea Doamnă Maria Tănase. Aș vrea să câteva minute să îi bucurăm pe cei de acasă despre întâlnirea, colaborarea frumoasă și lungă cu Maria Lătărețu. Cu Maria Lătărețu? Da. Mai țineți minte unde ați văzut, unde ați cântat prima dată? Cred că tot în Craiova. În Craiova, da. Am făcut și două turnee cu ea. Cum era maestră? Nu era, cum vorbim noi, de Maria Tănase. Nu se compara nimeni cu ea. Total diferită. Diferită, 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 nu. Era o femeie bună? Da. Blândă? Era blândă, într-adevăr. Știu că mi-a zis odată, tot ieșeam și mie mama niște mere. M-am dus Maria Lătărețu. Că pe undeva, cât a fost noi Bălcescu, ea era pe la Gorj. Pe la Gorj? Da. Aha. Și venea... În colaborare și aici, da. Da. Nu, cu toată formația? Nu cu toată formația. Noi, aparținea de noi. A, deci taraful Gorjului aparținea de Dolj. Da, înainte de Craiova. Deci așa a fost. Da, așa a fost. Deci Târgu Jiu dădea socoteală la Craiova. Da, da, era altcineva, nu mai știu cum îl chema. Era în vârstă. Dirijorul, nu mai știu minte cum îl chema. Mai este așa ca o legendă ce iubitorii o cunosc. Nu a vrut? Nu, era cântă. De ce să vorbesc? Vorbea, domne, era, te mungea pe sufle, ce să mai... A, ca profesionist, se poate. Da, așa ca o mică poveste să rămână peste ani și peste generații. Ce a avut maestră cu Dumitru Botezatul, dar n-a vrut ea hârtia să cânte chiar cu el? Nu știu de l-ați cunoscut și pe Dumitru Botezatul? Păi sigur că da, și am copiii lui și acum trăiesc dintre ei. Da, dar nu știu. Deci astea rămân, cum s-ar spune, secretele lumii artistice vechi. Da, nu. El nu era obraznic Botezatul. Nu era. Era dirijor, dar nu... Da, probabil nu sau n-a fost o chimie. Da. Dintre Maria Tănase și Maria Lătărețu, deși nu pot fi comparate și aici putem da 1000 de exemple, unde ați simțit emoție mai mare, acompaniind pe cine? Nu, pe mine, dar când uit. Când uit de emoție. Deci nu contează cine e în fața dumneavoastră? Niciodată, nu.